Bine v-am regăsit la Lumea Nevăzută, vă mulțumesc că și astăzi sunteți alături de noi. În această perioadă provocatoare în care stăm mai mult în casă și poate avem mai mult timp pentru noi, reamenajarea locuinței după principii Feng Shui pentru a ne proteja, a alunga tot ce este negativ în casa noastră și a atrage echilibru și armonia, poate fi o activitate plăcută, dar mai ales utilă. Și astăzi, la Lumea Nevăzută, au venit doi specialiști, Anca Dimancea, expert în Feng Shui și astrologie chineză, și Marian Golea, de asemenea, expert Feng Shui și specialist în astrologie chineză. Bună ziua, bine ați revenit bine la noi! Ne v-am regăsit! Este o perioadă, așa cum spuneam, provocatoare pentru noi toți, provocatoare, i-aș spune, și eu cred că o vom depăși cu bine dacă suntem uniți și dacă respectăm toate măsurile autorităților. Stăm mai mult în casă, da? Mulți dintre noi. Ce facem să ne protejăm, să alungăm tot ce este negativ în jurul nostru? Noi vorbeam despre această perioadă la previziuni, la sfârșitul anului și chiar la începutul anului acesta. La asta de emisiune am vorbit, mi-aduc aminte, făceam înregistrarea în noiembrie și au fost difuzate mai târziu, când noi eram în Malaezia, fiecare dintre noi, și povesteam despre posibilă epidemie. Dar iată că a fost mai mult de atât. Adevărul e că nu trebuie să-i speriem pe oameni cu această epidemie. Dacă ne uităm, se spune că România e așa de săracă încât e la coada clasamentului și cu acest lucru, dar nu trebuie să neglijăm lucrurile elementare. Vedeți, acum ne-au învățat să ne spălăm pe mâini. Foarte bine, probabil că o să urmeze să ne învețe să ne spălăm definitiv, dar problema este că oamenii nu respectă. Am auzit numeroase cazuri de persoane, știind că sunt infectate, au luat-o la pe stradă. Măi, oameni buni. Vorbim despre responsabilitate. Corect. Asta vorbeam și la tine. E pur și simplu, e o perioadă de învățăminte, pentru că respect nu prea mai există, grija față de celălalt nu prea mai există, iată, agresăm planeta și plătim. Și atunci am spus-o de nenumărate ori și atunci cu incendierile acelea ale pădurii amazoniene care reprezintă plămânii planetei, efectiv. Mi-aduc aminte, mă uitam la televizor și plângeam și spuneam, zic, o să plătim lucrul ăsta. Iată că acum avem noi probleme cu plămânii, știți? Voi sunteți experți în astrologie chineză și bănuiesc că v-ați uitat pe harta acestui an. Am putea estima cumva cât va dura această perioadă iulie, de incertitudine? Iulie începe să se mai calmeze. Eu zic că în iulie deja suntem pe cal. În mai, spre sfârșitul mai, vom termina, vom fi în control. Spre sfârșitul mai, început de iunie, începem ușor, ușor să începe să dea înapoi această pandemie. Noi ne bazăm pe niște date foarte clare, nu inventăm noi nimic. E vorba despre niște calcule și sunt foarte simple, adică sunt la îndemâna oricui. Sunt vizibile, dacă știi să le interpretezi, desigur, și în calendarele noastre sau agendele noastre. Este vorba despre dublarea stelei 7 acum în luna mai. Steaua 7 aduce probleme grave ale aparatului respirator și, în general, în lume este vorba despre lumea întreagă, pentru că steaua 7 este dublată în centru chartului, adică în centru lumii. Luna martie, până pe 24 martie, după care, din păcate, vine o nouă stea de metal, șasele, care, suprapusă peste acest 7, dă aceleași probleme. Dar nu atât de grave. Se mai reduc în anumite zone ale lumii, dar nu foarte mult. Și problema surpriză, problematică, de fapt, este o problemă, este că steaua dezastrelor și a distrugerilor vine la sfârșit de aprilie peste această stea 7 care reprezintă probleme ale aparatului respirator și chiar și violențe lumei, să sperăm că nu o să fie astfel de cazuri și alte probleme de genul, se va suprapune ca distrugere și dezastru. Deci atunci vom avea rezultatele, adică se va afla ceva despre economia mondială, că vor fi gravități, vă dați seama că nu este ușor. Și, din păcate, aceea se va dubla în luna iunie. De asta am spus că de-abia în iulie începem să, nu neapărat să ne revenim economic, asta nu se va întâmpla, dar să dea înapoi această pandemie. Și să încheiem această stare de panică. De panică și de teroare, de fapt, că unii săraci sunt prea speriați. Știți, problema cu panica nu depinde decât de fiecare persoană în parte. Vedeți, noi, dacă nu suntem în control și ne e frică, ce facem? Mergem și facem precum șobolanul, acumulăm în cămară diverse lucruri și strângem și strângem.
Dar de ce le strângem? Pentru că ni se pare că suntem în control. A, nu, poate să țină că mi-am luat 10 sticle de apă. Și care e avantajul? Se termină alea. Deci nu e o soluție. Trebuie să mergi cu, înainte cu viața obișnuită. De asta toate sfaturile sunt: cumpărați cât aveți nevoie. Nu fiți șobolan și umpleți cămările astea, că mâncarea au două se strică, efecte. Se mai oricum și strică nu avem și frigider. Corect. Control absolut total, da, la ceea absolut ce se întâmplă în jurul nostru, poate doar în locuința noastră. Corect. Că despre asta, despre vom vorbi asta astăzi. Vom vorbi, da. Exact, pentru că toți stăm acasă. Hai să vedem cum facem curățenie și la propriu și la figurat și cum eliminăm tot ceea ce este negativ. Deci, în primul rând, trebuie să... am spus de la început că anul ăsta va fi un an dificil pentru casă. Și, în primul rând, trebuie să ne aducem sănătatea în casă. Sănătatea casei este foarte importantă, după părerea noastră este pe primul loc. Iar acum, mai mult decât niciodată, avem șansa să stăm cu familiile noastre. Putem să transformăm acest timp într-un timp extraordinar de bun. Probabil că dacă stați să numărați, n-ați mai stat atât de mult lângă copilul dumneavoastră din ultima vacanță. În loc să o transformăm într-un lucru bun, putem să ne închidem fiecare într-o cameră, să ne uităm la televizor și s-a terminat. O să fim niște victime ale știrilor bune sau rele și asta e tot ce vorbim. Sau putem să îi lăsăm pe copii să ne învețe să jucăm diverse jocuri. De exemplu, eu am redescoperit cum se colorează. M-a învățat fetița mea cum se colorează și îmi dă note. Și iată că încercăm să o facem pe ea profesoară, nu suntem noi profesori. Iar acum, asta face parte din sănătatea casei. Sănătatea casei nu înseamnă să ne închidem în casă ca niște șobolani iară. Putem să ieșim prin fața blocului, putem să luăm aer, sunt niște zile superbe afară, putem să le folosim. E adevărat că nu o să mergem... Cu precauție, evident. Da, să mergem pe stradă, mergem jucăm șotronul cu copilul. Sunt atâtea ideea activități. Ideea e să evităm aglomerările. Asta s-a și spus, aglomerația în general și nu sta unul lângă altul atât de aproape și prin magazine. Deci asta e ideea. Însă sigur că trebuie să ne protejăm în toate felurile cunoscute. E inevitabil. Deci spunea Marian de cât de frumos e pe afară. Păi sunt florile acum, vă dați seama, primăvara. Deci pedeapsă mai mare din partea planetei și a universului cred că nu este, decât să nu poată copilul să vadă o floare, să nu poți să te să te bucuri, să-ți bucuri privirea cu asemenea lucruri care sunt acolo, dar iată că există și un folos. Acum planeta respiră. Acum nu mai poluăm. Gradul de poluare a scăzut atât de mult. Nu mai este atât zgomot, pentru că știm că trăim într-un zgomot infernal, mai ales în orașele mari, și trebuie să luăm și partea bună. Adică trebuie cumva să ne dăm seama că ca să ne menținem un echilibru până la urmă. Este o echilibrare a situației pe care noi am creat-o, a situației precedente, când era și poluare și zgomot și așa mai departe. Adevărul e că, la un moment dat, un ochi îți plânge și unul îți râde. Îți râde că stai mai mult cu pișcoții, îți plânge când o aud pe fetița mea spunând coronavirus. Da. Noi când aveam 7 ani ne gândeam la șotron, ață, elastic, mingi să jucăm. Poarcă, coronavirus. Hai, cum se joacă ea în casă? Hai să ne facem măști. Da. Este, inventăm măști din hârtie. Da, așa cum spuneam. Și acești copii probabil că învață mult prea repede diverse lucruri și dacă noi nu-i strunim un pic în sensul că de ce aș lăsa eu pe fata mea să facă măști toată ziua? Hai să vedem ce facem în casă. Păi în casă, în primul rând, ai spus foarte bine la început, trebuie să facem curățenie din punct de vedere fizic. Deci niciodată nu este bine să acumulăm reviste multe, care aduc praf, inevitabil, jucării foarte multe într-un spațiu micuț, da? Mai ales dacă este un spațiu mic sau după ușă să aruncăm niște saci cu ceva. Deci noi nu avem voie să ținem spații și colțuri ale casei umplute cu tot felul de obiecte, inutile de fapt, dacă stăm să ne gândim, lucruri pe care e clar că nu o să le mai folosim, adică tot le punem la păstrare, tot adăugăm peste ele, când vom avea timp să citim eventual la bătrânețe sau mai știu eu ce să ne jucăm cu ele.
Cel mai bun lucru este să facem o curățenie atât cât se poate, sigur că da, cu lucrurile, să aruncăm lucrurile care ne prisosesc și să încercăm să lăsăm energia să curgă, atenție, am mai folosit cuvântul acesta, meandrat, adică să ocolească anumite obiecte principale ale casei, canapele, măsuțe, scaune și alte obiecte chiar și mai mari, în așa fel încât energia, am ajuns la un concept acum foarte important în Feng Shui, să nu vină pe geam sau pe ușă și să plece tot pe un alt geam sau pe o altă ușă. Adică trebuie lăsată să curgă, trebuie să-și facă drumul său prin casă, să ocolească anumite obiecte, tocmai pentru a aduce această energie yang, această suflare a energiei, cum să spun, acest suflu al dragonului, că de fapt despre asta este vorba, așa îl numesc în Asia ei, și trebuie să lăsăm energia să scalde casa, să îmbunătățească, de fapt. Să o îmbrățișeze, da. Și să aducă energie în fiecare colțișor. Deci toate colțurile casei aerisite. Mai mult decât atât, n-ai voie să ai în casă vase mari, vaze de flori, orice vas de ăsta, gol. De obicei poți să pui în el 3 bobițe de orez, ceva. N-ai voie să fie gol, pentru că se numesc că ele strâng energie stagnant acolo. Și energia stagnantă nu e bună deloc. Și punând aceste mici 3 bobițe, orice, practic nu le lași goale. Deci puteți spune grâu, puteți spune orez, puteți spune, nu știu, ce doriți dumneavoastră? Există pietricelele acelea colorate. Dar da? Și sare bănuiesc, nu? Sare, atenție că se exagerează. Asta nu... Deci, remediile Feng Shui care implică sare sunt mult prea puține. Era pe vremuri un ulu care era făcut din ceramică, Anren Shui, în care se punea sare și era umplut cu sare. Când dădea sarea pe afară, îți dădea un semn că te poți îmbolnăvi sau că te-a ferit de fapt de o boală și așa și era. Sau că putea să fie mai rău decât este în prezent și te-a ferit de asemenea lucruri. Acum s-au construit aceste uluri sau, mă rog, s-au fabricat aceste uluri mult diferit, pentru că și-au dat seama că acelea din ceramică se puteau și sparge și să verse sarea pe jos, ceea ce nu era de bun augur. Deci, nu puneți sare, am mai auzit la unii oameni, puneți vase cu sare și cu apă. Nu, exclus asta. Deci nu așa se procedează în Feng Shui. Sarea nu este rea, atenție, dar știți că, de exemplu, lămpile de sare nu sunt deloc recomandate în dormitoare, contrar a ceea ce cred unii. Folosim sarea corect atunci. Deci sarea este folosită în mod special pentru curățarea energetică a remediilor Feng Shui. De exemplu, avem un cristal de acest gen, un cristăluț frumos, da? Am luat unul aleator, deci acesta reprezintă elementul lemn și plus mantra care este pentru protecție pe acest cristal, este o protecție a casei. Cristalele mai ales, dar toate remediile de fapt Feng Shui, și vă recomand să o faceți această curățare pe sare, pe sare grunjoasă neiodată și pentru bijuterii. Nu contează că sunt bijuterii Feng Shui cu conotații Feng Shui sau nu. Bijuteriile în general, pentru că fie au cristale, fie sunt din metale prețioase sau semiprețioase. Și mai rețin acolo energie. Da, exact. Și acestea acumulează energie. Cristalele este în mod special. Este un mit aici, când lumea vorbește, domne, ne trebuie sare de Himalaya. Oameni buni, în Tibet, ei nu aveau altă sare. Ei nu puteau să importe sare de la noi, de la Cluj. Așa că puteți folosi orice fel de sare. Sare grunjoasă, da? Sigur că da. Din România, bună și formidabilă. Nu trebuie să mergem neapărat acolo. Deci sarea se folosește, idealul este sarea grunjoasă, sarea aceea de salină, neiodată, pe ea se curăță. Nu trebuie să punem un kilogram de sare peste un simplu obiect ca să-l curățăm. Se pune deasupra sării, așa presărată ca atunci când presărăm în mâncare, știți? Și ele se curăță 24 de ore. Ideal este să stea pe un pervaz. De ce? Ca să prindă lumina soarelui și lumina lunii, așa se spune, adică energia lunară și energia solară. Deci 24 de ore, un ciclu complet. Mai târziu.